proiecte de plenar, dar pot vorbi și despre expoziția de astăzi, care conține și circa 100 de fotografii. De exemplu, asta de aici e o fotografie, sigur, fotografie care este din interiorul Teatrului Pastia, de perioada interbelică, de dinainte de 1945. Aceasta este o fotografie cu teatrul. E prima imagine fotografică a teatrului, nu este niciuna mai veche, datează din 1912, în condițiile în care teatrul a fost inaugurat în 1913. Deci un an mai devreme de inaugurare. Aici sunt imagini cu prefectura, cu această clădire, deprinsă în perioada interbelică, aici în perioada interbelică, aici în perioada 1917, aici este strada din fața prefecturii, cum arăta în primul război mondial, total altă. Thank you.
Aici sunt niște fotografii, niște cărți poștale făcute de Coroșeț, așa numitele multiview, imagini cu mai multe imagini într-una. Și practic am reușit să le identific absolut pe toate patru, cel puțin pe care, de care știu că există. Dar în 10 ani cred că nu, cred că aș fi descoperit dacă mai există și altele. Acolo pe fundal, fotografia asta mare, o fotografie splendidă, în sensul în care interioarele de școală nu sunt foarte dese și mai ales un surprinde, aici surprinde o oră de lucru manual. Și școala 1 e cea de pe Cuza Vodă, nu? Vis-a-vis de... Școala 1 e cea care a fost pe locul actual lui Cotel Vrancea. Momentan, momentan nu mai există, s-a... Când era bulevardul școalelor. Exact, era bulevardul școalelor. Deci acolo. Și practic toată polița asta este cu fotografii de Coroșeț pe care am spus de multe ori, îl consider cel mai important fotograf al nostru. Aici de asemenea fotografie de Coroșeț, dar nu am reușit să identific cine sunt. Într-o fotografie de la liceul Mirea dintre profesori, chiar trebuie văzut. Dacă nu seamănă cu cineva, da, e pare a fi o personalitate. Da. Și oricum sunt convins că cineva l-a cunoscut acolo, dar momentan n-am reușit să-l identific. Aia de acolo de sus cu bicicleta mi se pare o piesă fantastică, în sensul în care e, până la ora actuală e singura imagine, singura fotografie ce surprinde o bicicletă din Focșani de altă dată și o dată este la 1900. Deci e prima bicicletă pozată din Focșani. Nu e în studio, e fotografia. Nu, e în studio. E în studio și da, dar e făcut un pic mai, se pare mai ca fi afară. Da, interesant. Aici e primul nostru fotograf venit din Austria. Se numea Petit Zeitheim și ce e interesant la el, dincolo că este un excelent portretist, el nu a avut concurență 10-15 ani, a fost singurul fotograf al nostru vreme îndelungată și ca atare, cu toate că de la el sunt cele mai vechi fotografii, s-au păstrat cele mai multe. A, și vezi că asta a fost Olenu. Da, exact, asta a fost Olenu care... Această imagine e superbă, în sensul în care toate fotografiile cunoscute până la aceasta erau surprinse până aproape de acoperiș și nu se vedea luminatorul. Acum se vede luminatorul și am aflat că era un superb luminator care momentan nu mai există. Sau e într-o formă simplificată în orice caz. Și în ce an? 1917, când a fost semnarea armisticiului. Câteva imagini cu Strada Mare. Asta e un lucru de care sunt mândru în sensul. Cartea asta e însemnat cu privire la orașul Focșani al lui Ime Dimitrescu. Și el dă acolo o imagine cu cea mai veche clădire negustorească din Focșani, dar ideea că el a făcut grov plan acolo, la vremea când a scos el cartea, cred că cei mai mulți focșaneni știau exact unde e magazinul, acum nu se mai știe. Norocul nostru, celor care vin vechiul Focșani, am descoperit o carte poștală făcută pe Strada Mare, care surprinde în colț exact magazinul pe care îl descria Dimitrescu ca fiind cel mai vechi. Și practic acum știm unde, unde exista acest magazin, aproximativ așa, tot cum era pe Strada Mare, undeva în partea estudică. Imagini cu vedere generală cu Focșaniu. Asta nu nemțiști? Ba da. De fapt, foarte multe sunt germane, pentru că germanii cât au stat în Focșani 17-18 au făcut, estimez că au făcut mai multe fotografii în 2 ani de zile decât au făcut editori români de carte poștală în 40-50 de ani. Da. Și cât or fi și în arhivele lor. Da. Și în cercetate. Iar polița de jos este o școală comercială. Legată de educație de școală. Acolo e un grup exact de la liceu comercial, cu niște o poză de absolvire a liceului. Aici e interesant, e o cancelare de epocă. Bănuiala mea este că e în școala numărul 1 de băieți, demolată, la fel și cea de acolo, din colț, cu niște studii care se fac pe... Exact, tot în școala numărul 1. Iar aici sunt niște interioare. Asta bănuiesc că e tot în școala numărul 1, că am luat un lot mai mare, iar asta trebuie să fie o școală de fete, poate școala numărul 2 de fete. Iar cele două, care sunt de altfel și cele mai mari din colecția mea ca format, sunt de la Institutul Modern din Focșani. Și sunt datate, astea e 1912, făcută tot de Coroșeța, e nedatat, nesemnată. Deci, nu numai cu personalități pe care am reușit să le descoper în colecția mea. De exemplu,
una dintre surorile lui Doriu Zanfirescu, căsătorită cu Fede Kremer, fost farmacist important în Focșani, Panaite Tufelcic, fost prefect la sfârșitul secolului XIX, cunoscutul de acum, la cât să scrieți despre el, Vasile Țiroiu, prefect, chiar în această prefectură. Vasile Țiroiu era militar? Da, e într-o poză de 1913. Și un chip de preot, a fost preot paroc la Biserica Sfântului Ioan din Piața Unirii și chiar protoiereu al județului Putna, cum era pe vremuri. Exact, Vădulescu Râmnic, care a fost profesor și, dacă nu mă înșel, a fost și parlamentar, cumva? Uite că nu mai știu, da. S-ar putea să fie implicat. Aici este o poliță, efectiv, cu fotografii din... ce imortalizează prefectura. Exact, da. Clădirea în care suntem noi, o parte dintre ele în primul război mondial, o parte în perioada interbelică. Și cartea de vizită la Ungară. Da. Și o carte de vizită de când exista curtea de apel Focșani. Asta e o poză foarte interesantă. Am reușit să o descoper. Nu era scrisă pe ei de Focșani, scria doar pe România. Și ce e interesant la ea e că e perfect localizată, este în spatele actualei prefecturi și pe locul ei acum există, cred că există teatru, teatru, parcul teatrului. Și asta e interesant, așa arăta strada din fața clădirii în care suntem acum, la 1917-18, pe locul clădirii din stânga s-a construit ulterior BNR-ul. Câteva impresii? Câteva impresii? Ne transmiteți? Da, a fost foarte plăcut. Noi avem așa o oarecare istorie cu Sorin, ne cunoaștem și am colaborat, chiar l-am ajutat în câteva rânduri să achiziționeze câteva piese în colecție. E un sentiment plăcut faptul că poți să redescoperi istoria Focșanului și invit pe toată lumea să vină, să vadă ce avem de oferit noi ca și târg. Da, mersi mult pentru oportunitate. Mulțumim frumos! Da, și ce interesant, la e statuia, o carte poștală cu statuia lui Săveanu, pierdută la un moment dat și înlocuită în anii tranziției de către bustul lui Ștefan cel Mare. Acolo în spate, cred eu că este o fotografie chiar de la inaugurarea bustului și apare în fotografie, printre alții apar Vasile Țiroiu, dar cred că este înainte de a fi prefect, undeva în dreapta. Da, cu pălărie în mână. Exact, cu pălărie în mână și undeva la mijloc e unul dintre Săveni, dar nu... Cred că e al doilea sau al treilea Săveni, nu era cel mai important din familie. Bineînțeles, farmacistul Raveț, despre care am scris de-a lungul timpului și în presă și am mai publicat și pe pagina mea de Facebook. Unul dintre importanții fotografiei Focșanului din secolul 20, Iacopra. Și una dintre cele mai și foarte rare, dar și spectaculoase imagini cu chipuri de evrei. Noi am avut o comunitate foarte mare de evrei, dar din păcate nu s-au păstrat fotografii foarte multe. Câteva impresii, domnule profesor? Da, o colecție deosebit de valoroasă, pentru că surprinde multe momente importante din istoria orașului Focșani. Și sunt detalii, adică pornind de la o fotografie, poți să faci o istorie întreagă, da? Și să legi tot felul de lucruri. Până la urmă, documente scrise avem, însă întotdeauna când vrem să facem o prezentare și să arătăm efectiv tipurile personajelor despre care facem vorbire, e mult mai greu, da? Și din punctul ăsta de vedere, colecția este deosebit de valoroasă și mă bucur că este astăzi prezent aici. Da. Mulțumim frumos! Domnule Tudose, primele impresii după deschiderea acestei expoziții? În primul rând mă bucur că au început să vină oamenii să vadă expoziția și bineînțeles și prefectura. Mă bucur că în sfârșit este deschisă prefectura, că putem să o vedem în interior, nu doar de afară. Și îmi place să stau de vorbă cu oamenii, să le vorbesc despre pasiunea mea, să le explic cum am găsit cărțile poștale, cum am găsit fotografiile, ce reprezintă ele
și deja am început să primesc întrebări despre anumite străzi, despre anumite clădiri, pe unde au existat, dacă mai sunt. Am primit o întrebare dacă mai există atelierul vreunuia dintre cei mai dintre fotografii pe care am făcut și anul de la începutul anului 1860 până în prezent, până în 1945. Și din păcate nu mai există așa ceva, nici măcar recuzita lor nu s-a păstrat. Tot ce se păstrează și astea foarte puține sunt fotografiile de epocă cu decorul și cu personajele care au fost surprinse în aceste fotografii, făcute de Coroșes, de Zeitmann, de Schier, de mari noștri fotografi pe care i-am avut de-a lungul timpului. Și îi invit pe toți care îmi urmăresc pasiunea și care știu ce reprezintă Focșaniu de altă dată să vină la prefectură de mâine până duminică, de la 10 la 16, să ne bucurăm împreună de câteva imagini, circa 180 de imagini cu vechi Focșan și vechi Focșanean. Felicitări și succes! Mulțumesc!